mă rog, e pentru două persoane, ați înțeles voi, ca să... E kinky treaba aici la Adam și Eva, v-am zis. Ia uitați-vă jacuzzi unde l-avem lângă pat. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să mergem împreună să vedeți cum am ajuns noi aici în luna de miere. Suntem în Turcia în momentul de față, suntem la hotelul Adam și Eva, un hotel de 5 stele, un hotel unde am vrut să mai venim în trecut, însă acum s-a evit oportunitatea asta și am zis că bă, trebuie să venim. E momentul să facem pasul ăsta, mai ales că în ultimul timp s-a adunat o grămadă de oboseală și chiar aveam nevoie de momentul ăsta de respiro, să fim și noi un pic relaxați, să tragem aer și să venim cu forțe noi, forțe proaspete, pentru că ne lipsea de foarte mult timp treaba asta. Chiar dacă am zis că poate facem luna de miere în iarnă. Nu e exclus să facem treaba asta și în iarnă, dar poate nu mai punem sub contextul luna de miere, ci pur și simplu mergem într-o altă călătorie. Sau cine știe cine mai rezervă lunile viitoare, așa că stați aproape aici și apăsați butonul de like. Hai să vă explic un pic care a fost treaba. Băi, aseară am dormit o oră, deci nu exagerez. Am avut o grămadă de treabă până foarte târziu, după care am fugit repede acasă cu bușcălău să ne apucăm de bagaje. Am terminat, semi-terminat bagajele pe repede înainte și am apucat să dormim o oră. În momentul în care ne-am trezit pe la 2, ne-am pregătit, ne-am îmbrăcat și am tulit-o rapid repejor către aeroport, pentru că noi plecam la 6:30, dar într-adevăr cei de la agenția de turism, de la Paralela 45, care ne-a ajutat foarte tare și chiar au fost super pronți cu toate detaliile și așa mai departe, ne-au trimis 3 ore înainte acolo, pentru că au zis că e procesul puțin mai greu, e aglomerat. Am zis că bă, cât de aglomerat să fie, mă, la 3 dimineața. Ce-i bine? Bă, a fost aglomerat, de nu puteam să respire, efectiv m-am speriat. Când am ajuns la 3:20, cred că bușcă, 3:20 acolo era o aglomerație de nu vă vine să credeți. Eu sper că nu ați văzut pe ce filmez eu în momentul de față. În fine, ideea e că am ajuns acolo și bine am făcut că am mers cu vreo 3 ore înainte de a decola avionul. Ai mai zburat vreodată cu Animal Wings, gură? Frate! A nume de canal de desene animate. Pentru că a fost super aglomerat, a mers greu tot procesul ăsta de check-in, de lăsat bagaje, de trecut pe la control. Tot timpul e greoi, dar în perioada asta, sincer, nu știu care e faza și am și avut zbor charter, nu știu cum de-a mers atât de greu. Am avut mare noroc însă că am avut portofele electronice și am trecut pe la poarta unde se scanează fața, se scanează pașaportul și am trecut mult mai repede de tot procesul ăsta, pentru că dacă nu, probabil ne mai lua vreo jumătate de oră, 45 de minute. Oricum, în total o oră și jumătate, o oră 45 am stat în tot procesul ăsta. Noi am găsit gate-ul și acum mergem să luăm ceva de băut, o cafea. Mai avem o oră de pribegit pe aici prin aeroport. După care am mai stat, am făcut două TikTok-uri prin aeroport și a venit momentul să plecăm. Mi-am urcat în avion și dă-i tată talpa. Am dormit un pic în avion, trebuie să recunosc, chiar dacă eram super entuziasmat că ajung aici, dar eram obosrangă, adică pe o oră de stat și nedormit, vă dați seama ce a fost de capul nostru. Am ajuns aici, totul bine, frumos, ne-am urcat în microbuz care ne aștepta să ne aducă pe fiecare dintre noi la hotel. Donier, baklava, la ei carne se pregătește marinată și friptă la foc deschis. Și am ajuns aici, moment în care, bă, mi-a picat gura. Mă simțeam ca un copil din ăla mic care vede pentru prima dată cascada duruitoare. Nu știu dacă înțelege ce vreau să zic. Ideea e că am rămas puțin șocat. Câte-i locul aici? Hai că m-am pus să beau un Turkish coffee și studiem aici tot ce e prin prejur, dar vrem să și mergem să vedem, pentru că am avut niște experiențe ciudate. Noi am zis că ne aflăm aici, în momentul de față, deși eu am dubii, dar cred că totuși aici ne aflăm, după care o să trebuia să mergem pe sus, pe jos, vedeți piscina deasupra noastră, oriunde o fi, mă. Ah, salut! Târziu am ajuns la piscina de jos, mai e una sus acolo, băi, frate, e super mare totul. Și mult soare, cald. E altă dimensiune aici, fraților. Vorbesc foarte serios. E piscina de sus aici. Acolo e piscina de jos unde am venit mai devreme. Din câte vedeți, nu știu dacă se vede pe cameră. Bă, frate, acolo e muntele. E marea. Și gen, aici, bă, e altceva, frățiu. Și uitați-vă partea. Uitați-vă cum arată partea asta. Bă, dar păcat că nu pot să surprind pe cameră exact cum e în realitate, pentru că e diferit tare de tot. Wow.
What? E cu totul altceva față de ce am mai văzut până în momentul de față. E un loc unde chiar trebuie să vii dacă n-ai mai fost. Și mai ales într-un context în care, nu știu, ești în luna de miere sau vrei să vii cu prietena ta. Se întâmplă multe lucruri la Adam și Eva. Avocate. O să vă arătăm treburile astea în videoclipurile ce vor urma. Stați aproape și apăsați butonul de like. Nu degeaba îi zice Adam și Eva. E puțin mai kinky treaba aici la hotelul ăsta. Însă cred că va fi o experiență de neuitat. Și de asta vreau să împărtășim și cu voi lucrurile care sunt mai remarcabile aici din partea hotelului mai mult, să vedeți și voi cum se desfășoară și poate așa vă vine și vouă ideea să veniți în zona asta și la hotelul ăsta. Apropo, să nu uităm de sponsorul nostru Jim Beam, care ne-a dat și codul de reducere RADU5, pe care m-aș bucura dacă îl folosiți pentru că mă ajută și pe mine și în același timp vă ajută și pe voi pentru că vă oferă o reducere de 5% la fiecare comandă pe care o plasați pe site-ul jimbeam.ro, așa că aveți un link în descriere unde puteți să intrați pe site-ul lor să vă căutați produsele voastre preferate sau produsele de care aveți nevoie, pentru că vă recomand produsele lor. Eu le folosesc de ceva timp și credeți-mă că sunt unele din cele mai calitative produse din zona de fitness pe care le-am folosit eu vreodată. Dar cel mai bine testați-le și voi și o să vă convingeți de treaba asta. Și noi am aflat de locul ăsta de la nașii noștri și de la alți prieteni care au mai fost aici și ne-au dat un feedback super bun. Nouă ne-a picat fața încă din primele momente în care am început să explorăm acest hotel, dar mai multe o să vedem și noi în zilele ce vor urma. Oricum, cât timp am avut de dimineață, pentru că mă bucur că am ajuns la prima ora dimineții aici, am avut timp să bem o cafea, am avut timp să luăm masa de dimineață, să vedem un pic care-i treaba prin prejur, am fost și am văzut piscinele unde se află, am fost până pe plajă, am fost puțin și am băut un suc la terasă și am dat o right așa prin prejur. Mă nebunesc, frate, oglinzile astea, mă fac cu cap. Asta e masa, mă? Da, mă gândi, iau-te până unde. Da, o masa se întinde până departe rău de tot. Să vedem unde este sala de fitness, unde este sala de spa, unde sunt locurile de care putem să profităm în perioada asta, pentru că am mai făcut noi greșeli să nu trecem și să nu vedem ce avem de făcut și la final, în ultima zi, am dat seama că puteam să facem multe alte lucruri și noi n-am profitat de treaba asta, însă acum mă bucur că am avut orele astea înainte de a ajunge în cameră, moment în care am explorat tot ce am. Bineînțeles că am primit și un program cu tot ce se va întâmpla zilele următoare și e super plin. Cred că o să se adune multă oboseală aici, dar multă oboseală pozitivă. Oboseală care vine cu multă creativitate la pachet. Așa că, bă, ăsta este și room tour-ul. Am ajuns în sfârșit, oameni buni, și în cameră. Sunt extrem de entuziasmat pentru că o să trecem prin fiecare locușor de aici. E super mare camera. Dar mergem ușor pentru că nici nu mă vedeți. Și nu mă vedeți pentru că e întuneric momentan în cameră, dar o să mă vedeți. Dar nu începem cu părțile astea de aici? Nu începem cu părțile alea. Okay. Eu zic că revenim după, pentru că începem, sau să începem acolo, stai să nu arătăm ce nu, e mai foarte. Nu, haide, foarte. Că aia e bine, hai. Foarte. Hai să ajungem la Căcănescu, deci, direct, avem aici Căcănescu. Intrăm aici, aici. O facem și testul suprem, aici toaleta, aici un, ce să zic, o chiuvetă foarte lungă cu niște produse aici, tot o oglindă, tot ce vechi, trebuie. Tenie. Facem și testul suprem la Căcănescu, funcționează, da? Bă, hai să vă arăt aici duș. Hai să vă arăt aici duș, bă, frate. Ca să nu ziceți că... Ia uitați-vă, frate, ce duș. Bravo, nu las că n-ai nimic. În fine, ăsta duștat. Stai aici la duș. Se vede ceva gură sau? Da, se vede ceva. Deci aici stai frumos la duș, dai drumul, curge de sus, dintr-o parte, cum vrei tu. Mă rog, e pentru două persoane, ați înțeles voi, ca să... E kinky treaba aici la Adam și Eva, v-am zis, nu e ori și ce.
Bun, hai să mergem un pic mai departe. Deja aici am ocupat, dar încă n-am apucat să punem bagajele în dulap, pentru că aici e dressing. Aici e dressing-ul, să spui ținutele frumos, cap, coadă. Aici se pun hainele. Papuci, frumos, papuci, aici dulap. Bagaje, peste tot doar oglinzi. Să mergem un pic mai departe. Și camera, frate. Cu patul ăsta gigantic. Nu știu dacă înțelegi, dar hai să vă fac eu o idee. Vă fac un test așa. Eu mă pun să vă dați seama că am câte persoane ca mine în cap în patul ăsta, da? Dacă eu mă pun așa aici, ia uite gură cât loc mai e. Și poți pui și invers, că tot... Aici în cap 4-5 persoane ca popa, așa cum am pus-o. Ca popa? Vai, adică bun. 4-5 persoane ca Dorian, vrei să Exact, băi, cât de moale e. În fine. Aici piesa supremă, nu știu dacă e piesa supremă, că avem alte piese mai supreme, dar piesa și mai... Ia uitați-vă jacuzzi unde l-avem lângă pat, aici avem și mini barul ăsta, ne punem frumos aici și discutăm cu persoana care face... Bine, ca să înțelegeți, o... peste tot nu mai oglinzi în camera asta, oriunde te uiți, te vezi peste tot, de asta, da, vedeți atât. Da, e super cool. Aici dăm frumos drumul la, la pică, dăm și drumul la lumini. Punem un pic de spumă și facem un jacuzzi, mamă, pe suflet, să te relaxezi. Băruleț, bineînțeles, să nu uităm de asta. Avem un băruleț extra, unul care e la liber, la free și cu multe alte lucruri în interior pe care le putem consuma. Televizor și... aici cu ia, două boxe. Ia, vezi luminile. Stai! O altă chestie extrem de mișto sunt luminile. Ia uitați-vă un pic. Hai că eu trebuie să învăț acum să le folosesc. Ai stins de tot? Cu lumină roșie. Așa, da. Cu lumină verde. Avem joc de lumini. Mă rog, și lumina ambientală. Și acum, aici e un balcon. Gigantic. Care face treaba. Hai. Păi ce ai făcut, mă, John? Ia uitați. Balcon, și se deschide priveliște asta. Ia uitați-vă, frate. Ia vedeți, John. Cât de comod e lumea. E super comod, nu? Da. Ia vedeți cum stai e aici. Stai aici, să aduci ceva de băut. De fapt, știi care e problema aici? Nu știu unde să stai în locul ăsta. Adică, efectiv, nu ai poți să multe. Te decizi. Vrei să stai și în cameră, vrei să stai și pe balcon, vrei să stai și acolo, vrei să stai și jos. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre acest hotel și cum vi se pare că am ales noi zona asta pentru a face luna de miere. Eu v-am pupat și aveți grijă de voi până la data viitoare. Stați aproape că urmează clip nou curând. V-am pupat, ciao!